Incidentul a avut loc lângă o casă părăsită din municipiul Pitești, locuită de câțiva ani de oameni fără adăpost. Un tânăr de 23 de ani se certa cu femeia de 43 cu care locuiește, iar zarva lor a deranjat vecinii, printre care și pe angajații unei pizzerii. Unul dintre angajați s-a dus să-i calmeze, a fost însă atacat de tânăr cu o șurubelniță. Atât angajatul pizzeriei, cât și femeia cu care agresorul locuiește au ajuns la spital cu două ambulanțe. O victimă de sex masculin cu un hematom la nivelul ochiului stâng, iar cealaltă victimă preluată de către echipajul timp cu plăgi înțepate la nivelul hemitoracelui stâng. Polițiștii au fost sesizați cu privire la o agresiune săvârșită de un bărbat de 23 de ani. Victimele, două persoane, un bărbat și o femeie, se află în prezent la unitatea de primire urgențe. Bărbatul a fost identificat, iar în prezent se află în custodia poliției. Am încercat să aplanez conflictul dintre ei și... Ați pățit-o dumneavoastră? Am pățit-o eu. Când e să faci bine, mi-a băgat șurubenița. Dumneavoastră nu erați înarmat? Nu aveți nicio șurubeniță? Nu, păi, nu, așa sunt, da, cu mâinile goale. Tânărul agresor va fi prezentat magistraților. În funcție de rănile suferite de victime, se va stabili și încadrarea faptei.